ziua, dragi elevi! Mă numesc Oblețova Galina, sunt profesor de matematică la Instituția Publică Liceu Teoretic Principesa Natalia Dadeani. Noi continuăm să studiem capitolul Proprietăți ale triunghiilor. Tema lecției de astăzi, proprietăți ale triunghiului isoscel. Cum au apărut triunghiurile? Nu se cunoaște exact cum au apărut triunghiurile. Însă oamenii de știință găsesc prima mențiune a triunghiului și a proprietăților sale în papirusul egiptean, care are mai mult de 4.000 de ani. Geometria a fost descoperită de egipteni și a apărut la măsurarea pământului. Inundațiile râului Nil au spălat granițele parcelei, iar oamenii au trebuit să remarcheze terenurile fertile ale malurilor sale, din care a plecat apa. Cea mai simplă era o zonă în formă de triunghi. Și în imagine vedeți cum se făcea acest lucru, cum împărțeau terenurile în formă de triunghi. Urmăriți imaginile și încercați să răspundeți la întrebare. Ce au comun aceste triunghiuri? Cred că v-ați dat seama că sunt triunghiuri isoscele. Astăzi cu voi la lecție vom formula proprietățile triunghiului isoscel, vom stabili criteriile triunghiului isoscel și vom aplica proprietățile date la rezolvări de exerciții și probleme. Să ne amintim, care sunt proprietățile triunghiurilor oarecare? Suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Măsura unghiului exterior al triunghiului este egală cu suma măsurilor celor două unghiuri neadiacente cu el. Într-un triunghi, lungimea unei laturi este mai mică decât suma lungimilor celorlalte două. Ne amintim, care triunghi este isoscel? Triunghiul isoscel are două laturi congruente. În cazul dat, DG este congruent cu GF. Elementele triunghiului isoscel sunt unghiul G este vârful, unghiul D și unghiul F sunt unghiurile alăturate bazei și respectiv DF este baza triunghiului. Să observăm. Ce reprezintă segmentul GE în triunghiul DGF? GE este o înălțime, deoarece observăm că GE este perpendicular pe GF și măsura unghiului GEF este egal cu 90 de grade. GE mai este și mediană, deoarece DE este congruent cu EF. Și GE este și bisectoare, deoarece măsura unghiului DGE este egal cu măsura unghiului EGF. Astfel putem formula teorema numărul 1. Mediana, bisectoarea și înălțimea construite din vârful opus bazei triunghiului isoscel coincid. Demonstrația acestei teoreme o găsiți la pagina 198. Și în imaginea respectivă puteți vedea că aceasta are loc doar în triunghi isoscel. În celelalte cazuri, aceste linii nu coincid. Deci, vedeți, liniile au culoarea potrivită inscripției. Teorema 2 ne zice că unghiurile alăturate bazei unui triunghi isoscel sunt congruente. Demonstrația teoremei o găsiți la pagina 199. Încercați să formulați reciproca acestei teoreme. Reciproca. Dacă un triunghi are două unghiuri congruente, atunci triunghiul este isoscel. În cazul dat, avem triunghiul ABC isoscel și unghiul A este congruent cu unghiul C, iar latura AB este congruentă cu latura BC. Construiți triunghi isoscel și din vârfurile A și C să construiți pe rând înălțime, mediană și bisectoare. Ce observați? Deci, în imagine aveți trei triunghiuri. În primul sunt construite înălțimile, într-al doilea bisectoarele și într-al treilea medianele. Teorema ne zice că medianele construite din vârfurile unghiurilor alăturate bazei triunghiului isoscel sunt congruente. La fel și bisectoarele construite din vârfurile unghiurilor alăturate bazei triunghiului isoscel sunt congruente. Și desigur și înălțimile construite din vârfurile unghiurilor alăturate bazei triunghiului isoscel sunt congruente. Astfel, putem să formulăm criteriile triunghiului isoscel. Un triunghi este isoscel dacă are loc cel puțin una din condițiile. Triunghiul are două unghiuri congruente. O mediană și o bisectoare ale triunghiului coincid. O mediană și o înălțime ale triunghiului coincid. O bisectoare și o înălțime ale triunghiului coincid.
sau două mediane ale triunghiului sunt congruente, două bisectoare ale triunghiului sunt congruente, sau două înălțime ale triunghiului sunt congruente. Să aplicăm. Fie triunghiul ABC isoscel, AB congruent cu BC și punctele M, N, K sunt mijloacele laturilor. Precizați segmente și unghiuri congruente. Deci, deoarece M, N, K sunt mijloace și triunghiul este isoscel, putem face următoarele notații. Am arătat segmentele congruente. Aplicând proprietatea medianei într-un triunghi, putem stabili următoarele segmente congruente. BM congruent cu MA, congruent cu BN, congruent cu NC, congruent cu MK și cu NK. Pe de altă parte, avem AK congruent cu KC și congruent cu MN. Unghiurile congruente le vom stabili în dependență de triunghiuri formate. După câte observați, am obținut triunghiuri mai mici la fel isoscele și unghiurile alăturate bazei sunt congruente. Deci obținem unghiul B congruent cu unghiul AMK, congruent cu unghiul KNC și congruent cu unghiul MKN. Unghiul A congruent cu unghiul C, congruent cu unghiul BMN, congruent cu unghiul BNM, congruent cu unghiul AKM, congruent cu unghiul NKC, congruent cu unghiul KMN și cu unghiul KNM. Să aplicăm. Fie triunghiul ABC și unghiul A congruent cu unghiul B. Deci, ce de aici rezultă? Rezultă că triunghiul este isoscel. Calculați BC dacă AC este egal cu 10,5 cm. Dacă triunghiul este isoscel, deci rezultă că AC este congruent cu BC. Și această relație o vom utiliza în continuare. Deci, egal cu 10,5 cm, AC calculați dacă BC plus AC este egal cu 4 radical din 5 cm. Deci AC egal cu BC și este egal cu 4 radical din 5 împărțim la 2. Obținem 2 radical din 5 cm. Calculați 4BC dacă 5AC este egal cu 15 cm. Deci în primul rând îl aflăm pe AC, care este egal cu 15 împărțim la 5 și este egal cu 3 cm. Și acum calculăm 4BC, care este egal cu 4AC și este egal cu 4 mulțim cu 3, deci 12 cm. Și calculați 5AC minus BC dacă AC este egal cu radical din 7 cm. Deci 5AC minus BC este egal cu 5 radical din 7 minus radical din 7 și este egal cu 4 radical din 7 cm. Vă propun câteva exerciții de consolidare. Deschideți manualul la pagina 201 și vom rezolva exercițiul 7. Știind că segmentul AB este congruent cu BE și congruent cu DE, BC este congruent cu CD, măsura unghiului A este egal cu 61 de grade, calculează măsurile unghiurilor de la 1 până la 8. Deci avem desenul ABD, un triunghi, măsura unghiului A este egal cu 61 de grade. Și avem relații între laturi AB congruent cu BE, congruent cu ED și BC congruent cu CD. Aceasta noi am observat din desen. Deci, măsura unghiului 8 este egal cu măsura unghiului A și este egal cu 61 de grade. De ce? Deoarece triunghiul ABE este isoscel, AB congruent cu BE. Măsura unghiului 1 este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului, măsura unghiului A și minus măsura unghiului BEA. Deci 180 minus 61 de grade și minus 61 de grade. Obținem 58 de grade. Măsura unghiului 2 este egală cu măsura unghiului 5, deoarece triunghiul BED este isoscel. Deci este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului 1 minus măsura unghiului A și împărțim la 2. Astfel obținem 30 de grade și 30 minute. CE este mediană între unghiul BED, care este isoscel. Deci CE este și înălțime și bisectoare în acest triunghi. Deoarece este înălțime, măsura unghiului 3 este egal cu măsura unghiului 4 și este egal cu 90 de grade. Iar deoarece CE este bisectoare, măsura unghiului 6 este egal cu măsura unghiului 7 și este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului 8 împărțim la 2. Astfel obținem 59 grade și 30 minute. Deci,
Continuăm cu exercițiul 10, pagina 201. Știind că AB este congruent cu BC, AA1 și CC1 sunt bisectoare ale triunghiului ABC, măsura unghiului B este egal cu 42 de grade, calculează măsurile unghiurilor de la 1 până la 4. Avem triunghiul ABC isoscel, cu măsura unghiului B de 42 de grade. Deoarece triunghiul ABC este isoscel, măsura unghiului A este egal cu măsura unghiului C și este egal cu 180 de grade minus 42 de grade împărțind la 2, deci 69 de grade. AA1 și CC1 sunt bisectoare. Rezultă că măsura unghiului BAA1 este egal cu măsura unghiului A1AC, egal cu măsura unghiului BCC1, egal cu măsura unghiului C1CA și este egal cu 34 grade și 30 minute. Măsura unghiului 3 este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului C1A1C minus măsura unghiului C1CA și este egal cu 76 grade și 30 minute. Unghiul 4 este suplimentul unghiului 3, deci este egal cu 103 grade și 30 minute. Măsura unghiului 2 este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului 3 și minus 34 grade și 30 minute. Deci obținem 69 de grade. Măsura unghiului 1 este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului 2 și este egal cu 111. Astăzi la lecție am construit liniile importante în triunghi isoscel, am stabilit proprietățile triunghiului isoscel, am formulat criteriile triunghiului isoscel și am aplicat proprietățile date la rezolvări de exerciții și probleme. Geometria este cea mai bună și mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecății și rațiunii, a zis Denis Diderot. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.